Cu aproape 2000 de ani în urmă, lângă o fântână în Samaria, Cuvântul lui Dumnezeu ne relatează faptul că o femeie a venit să scoată apă. Era o fântână istorică, un loc venerat de către evrei, însă regiunea Samariei acum era o regiune locuită de oameni care nu mai se puteau apropia de templul din Ierusalim, oameni care aveau credințe și obiceiuri diferite de ale evreilor. Femeia aceasta nici ea nu era oarecine, era o femeie cu o viață foarte dificilă, cu păcate și cu poveri, cu respingere, trecuse prin multe căsnicii care toate au ieșuat și viața ei nu era unde ar fi trebuit să fie. Femeia aceasta ajunge la fântână și acolo descoperă un străin care trece peste tradițiile și obiceiurile vremii și se uită către femeia aceasta și îndrăznește să-i vorbească și îi spune simplu: dă-mi să beau. Este uimită când aude această invitație. Este și șocată și contrariată pentru că nici n-ar fi putut să facă foarte mult, cu greu, ea spune, ea însăși că cu greu merge în arșița zilei și se istovește să scoată puțină apă din fântâna aceea foarte adâncă. Dar de fapt Domnul Iisus nu avea nevoie de apă și avea să-i spună femeii: eu am apă, eu sunt apa vie, toți cei care beau din mine vor avea pentru eternitate apă. Totuși, seara aceasta aș vrea doar întrebarea aceasta să fie un motiv de a medita și de a sta înaintea lui Dumnezeu în următoarea rugăciune. Iisus te întreabă în seara aceasta: tu ce ai să oferi? Poate ai venit cu fruntea sus, poate ai venit cu pretenția că ești un om bun, un om harnic, un om care a făcut multe lucruri. În seara aceasta Iisus te întreabă: tu ai ce să oferi? Pentru că dacă am venit noi cu gândul că îi oferim noi ceva lui Dumnezeu, că îi facem un favor, un serviciu lui Dumnezeu, că uite, vezi, am venit la casa de rugăciune, am venit să fim prezenți aici, atunci se poate că n-am venit ca să bem noi din el, ci am venit din alte motive. Și orice alt motiv pentru care ești aici, în afară de acela de a bea din el, de a primi viață din Dumnezeu, orice alt motiv, este ceva trecător, ceva ce nu zidește, ceva ce nu binecuvintează. Vreau să știți, oamenii pot să arate în exterior multe, dar în inima lor Dumnezeu se uită acolo și El știe ce este în inima omului. În seara aceasta poate sunt în locul acesta oameni care încă n-au băut din această apă vie, apa vieții, sursă, izvor care transformă viața. Cunoașteți, cei mai mulți dintre voi, sper, pasajul acesta din Ioan, capitolul 4. În final, femeia aceasta îl descoperă pe Mesia, are revelația aceasta și își dă seama că n-a venit să vorbească cu un om oarecare, ci că Dumnezeu i s-a descoperit, că e Mântuitorul și ea primește viața și devine, peste câteva momente, devine un evanghelist. Se duce în cetate și le spune și celorlalți: veniți să vedeți pe cineva care poate să schimbe viața. Aceasta este rugăciunea noastră pentru seara aceasta. Am fost săptămâna aceasta deja de mai multe ori aici în Tofle, am slujit, nu vreau decât să mă rezum la aceste cuvinte și vreau să vă încurajez în rugăciunea aceasta să spunem simplu: Doamne, dă-mi să beau. Doamne, n-am venit aici să arăt nimic. N-am venit aici cu nu știu ce pretenții și poate dacă ai venit cu pretenții să le lași aici și să spui: Doamne, dă-mi să beau. În final, femeia aceasta a lăsat și vasul cu care venise în cetate, l-a lăsat lângă fântână și a fugit să le spună oamenilor: am descoperit pe cineva care dă viață veșnică. În seara aceasta vă invit să ne rugăm înaintea Domnului și să spunem: Doamne, dă-mi să beau. Vreau un cuvânt de la Tine. Vreau ca Duhul Tău cel Sfânt să-mi dea revelație, să-mi dea descoperire, să mă lumineze. Duhul Tău Sfânt să-mi arate starea mea. Asta a făcut Domnul Iisus în conversația aceea cu femeia și asta vrea să facă și în seara aceasta Domnul prin cuvântul Său. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și haideți fiecare în cuvintele noastre să-i spune Domnului: Doamne,
dă-mi să beau, dă-mi încurajarea, dă-mi învățătura. Dacă nu-L cunoști pe Domnul, dacă încă n-ai încheiat un legământ cu Domnul, e cazul să spui: Doamne, descoperă-mi-te. Văd aici oameni care cântă, care sunt bucuroși, oameni care vorbesc despre Tine, care se roagă, dar eu încă nu Te cunosc. Spune așa cum a spus femeia aceasta: cine ești Tu? Ce ai Tu să-mi oferi? Haideți împreună în rugăciune să zicem: Doamne, avem nevoie de Tine, lucrează în viața noastră. Ne rugăm împreună, Domnule.